Un nou lot de teste de salivă pentru elevi a ajuns în Olt. Acesta este al șaptelea lot ajuns în județ. Până acum în școli au ajuns în jur de 500.000 de teste COVID pe bază de salivă. Primele teste au ajuns la finalul lunii noiembrie, iar în decembrie au fost alocate 3 loturi mai mici de teste. În ianuarie, în schimb, nu au mai fost întâmpinate probleme cu numărul acestora. La sediul ISJ Olt au sosit 113.000 de teste de salivă, urmând ca directorii din unitățile de învățământ din județul Olt să vină mâine, joi, pentru a le ridica și a le distribui elevilor. Luni, 12 elevi au fost depistați pozitivi în urma testării cu salivă, iar dintre aceștia o parte au fost confirmați și în urma testării PCR. Totodată a crescut și numărul școlilor care au intrat în sistem online după ce a crescut numărul elevilor sau al cadrelor didactice aflate în carantină sau izolare. LPS este ultima unitate de învățământ care a decis închiderea școlii și trecerea cursurilor în online. Din cele 12 teste pozitive, din păcate 4 au fost confirmate în urma testării de către reprezentanții DSP-ului. Din cauza faptului că atât profesori cât și elevi, dar și membrii ai familiilor acestora au fost depistați pozitiv la sfârșitul săptămânii și în cursul zilei de luni, reprezentanții Consiliului de Administrație ai Liceului cu program sportiv au decis ca până la sfârșitul săptămânii acesteia cursurile să se desfășoare online. Potrivit ultimelor date raportate de ISJ Olt, peste 300 de elevi ar fi contactat virusul SARS-CoV-2, ca de altfel și 50 de dascăli. Acestora li se alătură un număr mult mai mare de contacți direcți, lucru ce a dus la închiderea unor școli.